Primarul Coica se va deplasa săptămâna viitoare la București pentru a discuta cu cei din conducerea Ministerului Învățământului în vederea trecerii terenului pe care este construit stadionul Unio în subordinea Consiliului Local. În acel loc ar urma să fie construit o sală polivalentă și un bazin de înot. Ministerul Învățământului nu are potențial să realizeze ceva acolo, că n-au cum. Și atunci eu am făcut toate demersurile către Ministrul Învățământului, întrucât este teren pe raza municipiului, să ni-l atribuie nouă, pentru că ei cu oricum nu o să facă nimic și facem noi ceva. Intenția mea este să facem sala polivalentă acolo și bazinul de înot. Edilul a ținut să precizeze că investiția ar merita pentru că puținele bazine de înot existente sunt supraaglomerate și nu oferă condiții celor care doresc să facă înot de performanță. Primarul susține că cei mici ar putea învăța să înoate printr-un proiect școlar în cadrul orelor de sport. Intenția mea este și o susțin și voi susține cât timp o să fiu primar, ca să băgăm oră de înot pentru copiii de la clasa 0 până la clasa 8. Deci decât să stea să ducă pe nu știu pe unde, mai bine să meargă, avem autobuze școlare, putem să facem un program la bazin, să fie duși copiii cu autobuzul școlar, fac ora de înot, se spală, se aranjează și vin la clasă sau merg acasă. În ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii ianuarie, consilierii au votat proiectul privind intenția de a solicita guvernului transferul în domeniul public al municipiului Satu Mare a unei suprafețe de peste 22 de metri pătrați din totalul de 339 de metri pătrați. Obținerea acestui teren este vitală pentru continuarea demersurilor în vederea finanțării celor două obiective.